Transferat în această vară la CS Universitatea Craiova, fostul jucător de la Mușcelul Câmpulung, Simon Mazarachi, a debutat oficial în primul eșalon al fotbalului românesc. S-a întâmplat vineri seara pe finalul meciului dintre Dinamo București și CSU Craiova, contând pentru etapa a doua a ligii întâi. În minutul 90, când scorul era 1-0 pentru gazde, antrenorul Sorin Cârțu a forțat atacul, mizând pe Mușcelean. Minutul 90! Intră Mazarache, cine iese? În încercarea de a-și pune amprenta asupra jocului, chiar și în cele 3-4 minute cât a apucat să joace la debut, Mazarachi a încercat să obțină o lovitură liberă în preajma careului dinamovist, însă centralul partidei a lăsat jocul să continue.